Nu pot să apară oricum, așa, un pic. Cu dungi, ascudungi, bună dimineața, dragi și scumpi abonați. Mulțumesc pentru faptul că nici în weekend nu m-ați uitat și ați intrat aici pe canal. Ați dat share. Foarte important că dați multe share-uri la videourile pe care vi le postez eu aici. Apoi de comentarii, ce să mai zic. Mulțumesc. Vorba lui Andy Moisescu și el absolvent de matematică. De aia îl duce bila, mă înclin. Mulțumesc tare mult. Dați de veste lumii, abonați-vă și când sună clopoțelul de luni până vineri la 10, pe la ora 10, fiți treji, fiți prezenți. Aici stăm, aici intrăm, aici discutăm problemele zilei într-o manieră personală și neapărat cu cafea. Vă dau și vă o răgaz să luați o guriță. Cineva a zis că într-o filmare de alaltă ieri am tras aer, n-am tras cafea. Cafea bună din Danemarca de la Petru. Petre dragă, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să n-ai așa lungă noaptea polară. De la Marius. Marius de aici din România a dat cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea, unde vă aștept cu câte o cafeluță și pe voi. Așadar, să intrăm în subiect. Care ar fi subiectul zilei, nu-i așa? Negocierile. USR Plus cu UDMR și cu PNL s-au întâlnit sâmbătă să-și împartă ciolanul. Vedeți, e greu de împărțit și un amărât de ciolan. Eu am mai văzut măcelari buni și la noi în sat și aici în Cluj-Napoca. Odată tranșează și se rezolvă problema. Dar acolo în politică ăștia cică umblă cu mâinile curate, cuțitele și le țin pentru când ajung în Parlament să se înjunghe pe la spate când fac alianțe post-electorale, da? N-au reușit să împartă ciolanul, domnule. Sâmbătă s-au întâlnit, au băut cafele, nu știu dacă le-a dat cineva sau și-au cumpărat ei din banii de la partid, au mâncat sărățele și n-au reușit să facă nicio împărțeală. Dacă scoteau ei merindile, într-adevăr, merindele le puneau pe masă, atunci poate, poate că reușeau. Vă gândiți așa de la UDMR, dacă aducea o pălincă bună, o slăninuță cu boia, un colbas, un cârnaț picant, altfel mergea discuția. Sărea în schemă și Dacian Cioloș de la USR Plus cu niște ceapă de pericei. Ce bine mergea niște ceapă de pericei și pe alea negocieri, alea negocieri. Bineînțeles, PNL-ul ce dădea? O față de masă. Și atunci altfel mergeau negocierile. S-au întâlnit și ieri, duminică, să mai să înțeleagă, să-și împartă funcțiile. Batele soarele funcții, că puține sunt. Sunt funcții, vorba lui Dinică. Lume multă, funcții puține, scaune puține. 2 ore s-au întâlnit ieri. După 2 ore au abandonat discuțiile. De ce? A zis Rareș B, celebrul Rareș B, omul cu batistuță, B de la batistuță, Rareș Bogdan a zis că el trebuie să meargă cu Robert Sighiartău să meargă la biserică, să se roage. Mă, eu înțeleg. Eu înțeleg că pe firea mea de profesor trebuie să înțeleg multe, mă, dar când țara arde, lor le arde de mers la slujbă. Puteau să meargă și seara la vecernie. Nu, trebuie să mergem la slujbă. L-o fi așteptat pe Rareș Bogdan în strană, doamna Șoșoacă Fofoloancă, l-o aștepta doamna Șoșoacă în strană să cânte amândoi o priceasnă. Mai știi? Mai știi? Că ea are voce de aur. Sau să cânte prohodul PNL-ului, nu știu. Cerdei că ce-or zis, mergem la negocieri la Cotroceni, fiecare cu listuța lui, fiecare cu hârtiuța lui. De la A24 mi-au dat Zoli niște hârtiuțe cu hârtiuța lui. Azi de la 11 merg la negocieri la Iohannis. Domnul Simion de la Aur l-a avertizat pe Iohannis, zice, mergem cu doamna Șoșoacă, o să facă show acolo. Păi numai scandal, ăștia scandalul vizează. Auzi, Șoșoacă o să facă show. Pregătiți bara, face Șoșoacă show. Nu știu ce va fi. Oricum, Iohannis e odihnit, că a fost la Bruxelles 2 zile, acum se întoarce și de la 11 ia pe fiecare la rând câte o oră cu fiecare. Că sperăm în țara asta să fie odată și o dată meritocrație. Adică să merite cei pe care îi alegem, să merite funcția și să-i merităm noi. Și ei, în primul rând, să ne merite pe noi. Dar ajungem la vorba lui Nicu Steinhardt. Citeam ieri o carte de dialoguri scrisă la sugestia lui Zaharia Sângiorzan. Zaharia îi propunea niște întrebări părintelui Steinhardt și el răspundea. Și undeva acolo apare termenul, definit foarte bine de părintele Steinhardt, mediocrație. Ceva între meritocrație, democrație și mediocritate. Asta e la noi în țară și în politică. Mediocrație. V-am arătat ieri imaginile din pădure. Mulți ați fost de acord, da. E urât ce se întâmplă, plin de gunoaie. Cum să facem?
Și multă lume au zis că, multă lume a zis că trebuie să ne uităm pe lângă noi, în jurul nostru, și să vedem ce se întâmplă. Nu mai avem cei 7 ani de acasă. Românul, altă constatare, altă concluzie, românul știe numai de frică. Dați amenzi. Chiar nu putem apela la conștiința noastră, la conștiința morală? Nu putem apela în cazurile astea. Nu știm să facem bine necondiționat. Numai dacă e cineva cu bastonul lângă noi. Cafea de pe buymeacoffee.com, unde vă aștept cu donații, de la Petrică din Danemarca. Dar ce ne marcă ăștia, mă? Bună. Și de la Marius din România. Că și cafelele din România sunt bune. Hai. Acum e momentul lor să-și împartă funcțiile, scaunele și ciolanul. Că domnul Liviu Dragnea, săracul, pe lângă faptul că e la închisoare, care nu știu cât e hernică, nu poate munci, domnul Liviu Dragnea s-a mai ales și cu un nenorocit de guvid. E în spitalul închisorii, o lua de la un coleg de celulă, o luat guvid. Acum decât să ia alte boli, nu, dar o să-i treacă. Are organismul sănătos. Viguros, cum ar zice Adrian Năstase. Adrian Năstase și el. Tras pe tuș acum, dar totuși Adrian Năstase a luat un premiu de la Fuego. Băi, a dat Fuego premiu. Nu știu ce să zic cu Fuego. L-a făcut pe Băsescu să plângă acum, l-a premiat pe Năstase. Ce mai urmează? Să-i pună ceva în ghetuțe lui Iohannis? Se dă bine Fuego pe lângă fețele politice. Fețe cu ț, nu cu s, da? Fuego. Motivația? Adrian Năstase este un intelectual rasat, un erudit, care a fost de 2 ori pe la pușcărie, cu dosare, cu probleme, cu mătușa Tamara, drag de România mea, când Năstase e în ea. A primit o diplomă, cum că, pe baza faptului că e un român adevărat, un intelectual, un diplomat. Adrian Năstase. Am văzut poza Năstase cu Fuego, parcă ar fi o poză cu nepotul și unchiul. Păi el tot e obișnuit cu mătușa Tamara, da. Vorbim noi de politică, vorbim noi de oamenii zilei, vorbim noi de ciolan. Dar toate s-au scumpit, domnule. S-au scumpit. Cele mai mari scumpiri în luna noiembrie le-am avut la OO și la energie electrică. La OO. Nu mă miră faptul că se scumpesc ouăle. Nu mă miră faptul că scumpe ouăle. Pentru că noi ducem lipsă de așa ceva. Nu prea avem OO. O să aibă doamna Șoșoacă vă 4 perechi și cu alea 3 alu firea o să scadă prețul la ouă. Citricele, citiricele s-au ieftinit, e normal că acum e sezonul și biletele de avion. Neseșemi foc meghio, adică nu-ți dau nimic în mână, dar ține bine. Bilete de avion, dar pe unde să zbori acum? Unde să te duci? Dar mâncare e scumpă și nici idei de mâncare nu avem. Poate de făcut mâncare de gătit, poate ideea asta să sune bine. Borcea în ulei, auzi, borcea în ulei, nu-i conservă? Nu-i conservă, e o pictură făcută de un pictor contemporan, o pictură în care domnul Borcea, într-un tablou de 80x120, Dita mai Borcea, apare ca un nobil englez cu niște câini la picioare și cu un castel în spate. Pictura costă 8.000 de euro. Cine își permite să o cumpere, că e pictură bună. Mă întrebați, ce curent, cărui curent îi aparține? Impresionist, dadaist, expresionist? Nu. Dinamovist. Dinamovist, domnul Borcea. În mărime aproape naturală, într-o pictură pe ulei, 8.000 de euro, dar merită. Domnule, și mai ales doamnelor, uitați de problemele cu fertilitatea. Dacă îți iei pictura asta cu Borcea și o pui pe perete și numai așa te uiți din când în când, de 3 ori pe zi, așa cu coada ochiului, la 9 luni, gemeni. Puterea lui Borcea, mă, e mai tare decât puterea alint a Romei. Da, 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 domnul Borcea nu se lasă. Cafea. Vedeți, deși e luni, vorba aia că nici iarba nu crește, totuși timpul trece. Mă apropiu și eu de finalul minutelor rezervate pentru videoul de aici. Vă aștept la comentarii să discutăm. Ce ziceți? Reușesc azi în urma consultărilor să creioneze o alianță, să se contureze o alianță, după care să se facă și guvernul, că așa ne-a promis prea Batistosul Rareș Bogdan. Prebatistosul Rareș Bogdan ne-a promis că între Crăciun și anul nou sau chiar până de Crăciun avem guvern nou. Păi guvern nou cu Câțu sau cu Câlțu, eu nu cred că îl pun pe ăsta premier. Problema e acolo la cameră. Să-l pună pe Dan Barnașev sau pe Ludovic Orban. Ăștia oricum sunt 2 loseri și dacă nu prin funcția asta, partidul îi va repudia, îi va da la margine. Așa că nu putem să avem guvern pentru doi imbecili.
intelectuali care își doresc același scaun. Păi să facă curând, o zi Orban, o zi Dan Barna, acolo sus la Camera Deputaților, acolo la tribună, când îi Dan Barna în prezidiu, Orban să stea să-i cânte la mandolină sub masă și invers. Nu știu, așa ne cramponăm de niște funcții, de parcă mamele noastre ne-au născut cu funcția în gură. Soncolozii, frumoasă o săptămână ușoară. Scuze că v-am reținut, pacii. Ne vedem și mâine de la 10, tot pe canalul ăsta. Abonați-vă, dați share la această postare și vă aștept la comentarii să mai dezbatem și acolo subiectele pe care le-am atins aici. O zi superbă!